Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Pești, etalare pentru februarie 2022. Dragii mei, în timp ce am amestecat aceste de cărți, a apărut Honey Bee. Honey Bee e o melodie care îmi place foarte mult. Cred că îi este dor cuiva de voi. Mie melodia aceea, Madrugada, parcă, asta îmi sugerează că ori vă e dor de cineva și așteptați reciprocitate, ori cuiva este foarte mult dor de voi. Numărul 6, probabil cineva guvernat de Venus. Într-o formă sau alta, e o formă de iubire între voi. Poate să fie și prietenie, poate să fie și colaborare. Cuiva este dor de voi. Interesant este că a apărut la capătul setului de cărți șarpele cu numărul 43. 4 și cu 3, cât înseamnă 7, este o lecție spirituală. 6 și 7, interesant. Este o lecție spirituală pe care cineva, ori voi, ori e cineva din viața voastră, trebuie să o învețe prin voi. E o chestiune de reciprocitate. Interesant că în această imagine sunt doi șerpi, da? Amândoi trebuie să crească. Amândoi trebuie să crește spiritual în această poveste de dragoste sau în această colaborare. Dar hai să vedem ce mai zice și creatorul sau creatoarea acestui set de cărți. Unde ești? Un pic de răbdărică, da? Pentru că este necesară răbdărica. Ia să vedem. Ce spune? Așa, pe scurt, că nu citesc tot. Dar spune că este un timp să renunțați. Este timpul să renunțați. Interesant că sunt doi șerpi de culoare diferită, da? Să renunțați. Unul pământean și altul auriu. Acum, bă, nici n-am citit tot. Este un timp să renunțați la pielea veche, la obiceiurile vechi, la iubirile vechi, eventual, la multe tendințe vechi. Asta include foarte multe și această acțiune, să zic, de renunțare, de schimbare, de transformare. Da? Și să vă transformați în acest șarpe auriu, adică să creșteți spiritual, să dați voie energiei Kundalini să se manifeste într-un mod creativ în viața voastră. Dar hai să vedem ce zice. Este timpul să renunțați la vechea piele și să încercați ceva nou. Încercați, dragii mei, ceva nou. Eu am spus de-a lungul timpului, este grav să trăiești o viață fără să-ți cunoști, fără să ai niște pasiuni, niște hobby-uri. Este grav. Și viața ne pune în situații în care pierdem oameni, pierdem case, pierdem joburi și oamenii își pierd controlul pentru că au pierdut acea falsă senzație de stabilitate în acel obiect, în acea persoană, în acel job, în acea casă, în acea familie. Joburile ne ajută să ne reconstruim, joburile, hobby-urile, pardon, hobby-urile ne ajută să ne reconstruim. A apărut Albina, iar este un simbol al creativității, al creației, al transformării, al alchimiei. Să adunați polen și să-l transformați în miere. Adică într-o energie foarte puternică, vitală. Da. Ia ce ne spune? Da, creația este dreptul tău. Din naștere. Dacă vrei să-ți manifesti acest drept, dragă peștișorul sau peștoică, da? Este alegerea ta. Voi mă știți, unii dintre voi mă știți de mult timp și știți că eu îndemn către creație, către creativitate. Trebuie să înțelegi. Că dacă vrei să rămâi stagnant, dacă vrei să stai pe loc, înseamnă să te atrofiezi. Înseamnă să nu-ți hrănești fluxul creativ. Înseamnă să nu fii aliniat cu nevoile tale fizice și puterile tale fizice. Înseamnă să nu fii vindecat. Și atunci, vindecare, interesant, puteți să folosiți în acest proces de vindecare multă miere. Da, includeți miere în viața voastră. Interesant. Vindecare. În timp ce am amestecat cărțile celelalte, a venit 5 de bâte și 5 de spade. Aveți conflicte interioare referitor la niște, probabil, amândouă arată conflicte, și fizice, și verbale, și interioare, și mentale, și verbale, am zis.
între voi și altă persoană. Probabil că sunt oameni în jurul vostru care vă invidiază, care se joacă mental, care vă atacă verbal, energetic și fizic, Doamne ferește, dar dacă e fizic, dragii mei, puneți-l la punct. Puneți, nu vă lăsați atacați, nu vă lăsați jucați mental. Băi, folosiți-vă intuiția, că sunteți peștișori. Era un sfat într-o carte, nu de arta războiului, într-o carte, o ieși bă Morisei, dacă nu greșesc denumirea, o să verific pe internet. O ieși bă Morisei era cel care a citit viața, cel care a inițiat un stil în arte marțiale, dacă nu mă înșel, în fine, îmi scapă, nu e Kung Fu, e alt stil. E alt stil. Aikido. Da, este inițiatorul Aikido-ului. Și avea o carte în care spunea, unul din sfaturi din arta marțială, ca să nu fii lovit, ca să nu pățești ceva, fii tot timpul în mișcare. Cu alte cuvinte, apropo de stagnare, transformă-te, creează-te, recreează-te, fii în mișcare, nu sta pe loc. Pentru că dacă stai pe loc, orice bâte, orice sabie, orice lovitură, poate să te atace. Și vibrația, să zic, cineva aruncă o piatră într-un lac și se creează, vai, un tsunami emoțional, da? Și vibrația în sine vă poate afecta. Nu știu pentru cine o fi, dar știu că sunt câțiva peștișori care se lasă așa, se lasă și nu e bine. În primul și în primul rând, fiți combativi. Cine vă atacă, atacați-i, într-un fel sau altul. Dați replica sau sau puneți blocaje în calea acestui atac, nu? Blocați atacul. Sunt și conflicte interioare referitor la cineva care practică niște jocuri mentale. Dar asta e. Posibil să fie un suflet pereche, da? Care încă nu știe cum să comunice. V-a lăsat, v-a părăsit, v-a abandonat, nu știe cum să comunice, deși ar vrea. Se pare că ar vrea. Poate aceste conflicte interioare și mentale și energetice să fie acele ale lor, conflictele lor, nu ale voastre. Doamne ajută să nu fie ale voastre. Dar dacă sunt ale voastre, pentru că sunteți oameni și trebuie să aveți a face și cu asemenea experiență, mi se pare normal să vă ridicați. Amândouă sunt și 5 de spade și 5 de bute. Ați văzut, sunt imagini foarte combative. Învățați din experiențele vieții să vă ridicați. Hai să vedem, peștișori. Aceasta au venit mesaje suplimentare pentru februarie. Mai, peștișori. Poate ar fi mișto. Unii dintre voi să faci, mai zic și eu din când în când mișto, știi? Nu e nicio problemă, nu? Bănuiesc că nu avem parte de figuri prea crispate pe acest canal. Da, ar fi fain. Mie mi-a plăcut întotdeauna. E un vis neîmplinit să fac arte marțiale. Dar li se recomandă multor pești să facă arte marțiale, apropo de ce am văzut cărțile. Niște secrete, da. 2. Link-ul. La capătul setului de cărți, reliability. Un soi de... Da, și autenticitate. Unul dintre voi este foarte sobru, foarte autentic, foarte puternic, da? Uite ce cărți. Și are această forță, puteți să fiți chiar voi, că interesant, vine și delfinul, aveți această forță prin energia pe care o moșteniți de la străbunii voștri. Probabil că situația prin care treceți vă provoacă să vă descoperiți această forță. Da? Că sunteți oameni pe care oamenii se pot baza. Unii dintre voi, știu că peștișorii sunt acuzați de unii de alții, aș vrea să citesc pentru oameni de bun simț și pentru oameni care vor să se transforme, da? Așa aș vrea. Și dacă vorbiți despre peștișori de proastă calitate, sincer, eu nu pentru ei citesc. Nu. Nu-i cunosc și nu citesc pentru ei. Îi cunosc pe cei bine, cât cunosc sau sunt alături de cei care sunteți abonați acestui canal și vizitați acest canal periodic și pentru ei citesc. Pentru voi, adică, da? Secrete. Posibil, interesant cum simt, cineva ține în secret la voi sau voi țineți la cineva și... Da, așa simt. Acum această carte așa o simt. Interesant, temperanță. Cineva trebuie să se vindece. În primul și în primul rând, voi trebuie să munciți pentru vindecarea voastră, pentru echilibrarea voastră, că v-a stresat foarte mult.
Dacă altcineva se stresează, e problema lor și ei trebuie să muncească pentru echilibrul lor. Dar vorbesc despre voi, da? Hai să vedem peștișor odată, de două ori, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, am peștișor, iau-te puterea. Puterea pe care am văzut-o și luna trecută, fiți puternici, măi, transformați-vă, fiți puternici. Pentru că dacă sunteți puternici, alții se vor putea sprijini pe voi. Fiți puternici. Posibil să fie și niște lupte, repet, în viața voastră sau și în viața voastră și în viața altora, niște lupte. Da. Cineva se luptă să o ia de la zero. Cine acest personaj? Judecată. Vrea să renască. Un rege de monede. Și regina de cupe, sunteți voi aici. Ar vrea să vină înspre voi, după o perioadă de tăcere, un rege de monede. Un personaj care e foarte concentrat pe material, dar vrea să renască. Vrea să ia de la zero. Interesant. Treștișori. Central. 8 de cupe. Provocarea, 5 de cupe. Asta e, lăsați, provocarea este să nu mai plângeți, să nu mai regretați, să mergeți către 9 de cupe, către dragoste față de voi. Ce zisei mai devreme? Într-o formă sau alta. Undeva în trecut, 5 de spade, da. Cineva a încercat să, poate v-a bârfit, poate a spus niște cuvinte nepotrivite sau pur și simplu a tăcut și prin acea tăcere v-a jucat mental. Sunt și variante sau toate, dar manifestate de persoane diferite. Nu excludeți faptul că o carte povestește și despre mai multe persoane, nu despre o persoană. Din acest motiv e bine să fiți flexibili când ascultați tarotările, da? În prezent, regina de spade. Asta e, fiți înțelepți, fiți asumați. Cine se joacă, ia uite, cine se joacă mental cu voi, tăiați de la norma de sensibilitate, de dragoste, ia uite. În viitor apare 4 de bâte. Poate că cineva vrea să vină înspre voi. Rămâne de văzut, o să și clarific. Dar, deocamdată, regina de spade să fiți voi. Pentru că trebuie să vă eliberați de decepții, da? De 5 de cupe, de 8 de cupe, de 8 de cupele neîmplinite, da? Emoții neîmplinite, speranțe. Cupele sunt și speranțe, sunt și idealuri, sunt multe, da? Și mergeți! Mergeți! Către 9 de cupe. Adică, dacă în sufletul vostru cineva va părăsi și voi stați și plângeți, nu rezolvați nimic. Nimic! Vă zic, măi, dragii mei, fiți puternici, măi, terminați odată. Nu mai mergeți în sensul apei, mergeți contra apei. Puteți. Da. Și lăsând în spate aceste jocuri mentale, poate și eu cineva cu marcaș puternic, semn de aer, vedem, da? Regăsiți-vă stima față de voi, dragostea, trebuie să vă iubiți pe voi. Dacă nu vă iubiți, ia ca ce exprimați. Cine suferă pentru asemenea situații, mai mult decât e cazul, pentru că suferi, da? Chiar dacă te iubești, chiar dacă te respecti, suferă o perioadă, că zici, băi, n-am fost înțeleasă, da? Dar, mai devreme sau mai târziu, când te iubești, îți dai seama că, mai, n-are rost. Da? N-are rost să stau în această energie pentru că mi-aduc energie negativă în viață și nu e normal. Eliberați-vă. Eliberați-vă. Fiți înțelepți. Regina de spade a iubit cândva profund. A iubit. Acum este mai rece, mai distantă, mai rațională și înțeleaptă. Dacă vreți să fiți voi, ar fi minunat. Și nu mai primește nici cu brațele deschise orice ofertă până nu este testată, dar nici nu se lasă, nici nu se lasă prea mult în paharul acesta al melancoliei, pentru că a fost cândva, știe să se ridice. În viitor 4 de bâte. Bucurie cu prietenii. Ceva acasă, o să vedem ce-o fi. Acasă, dacă o fi întâlnire cu prietenii, ce-o fi. Sfatul. Interesant, a venit și la berbec. Probabil că aveți planete în berbec, unii dintre voi. 2 de monede. Alegeți-vă prioritățile. Da? Alegeți acele lucruri care vă încântă, să faceți acele... Da? Pentru că poate unii dintre voi aveți prea multe de făcut. Și vă dezechilibrează, mai ales că sunteți într-o stare emoțională. Unii dintre voi, eu
pot să zic că mă recunosc în această stare emoțională. Eu personal nu mă recunosc, pentru că eu sunt o persoană care lupt cu mine și chiar sunt puternică. Sunt un pește mai atipic, da. Chiar sunt foarte puternică, slavă Domnului. Dar am trecut și eu prin asemenea lucruri și știu că e greu, dar se poate. De-aia dau sfaturi. De-aia sunt aici ca să dau sfaturi. Din experiență. Deci alegeți lucrurile, da? Hobby-uri, cum am zis mai devreme. Hobby-uri care vă încântă, vă crezi vibrația. Nu vă implicați doar în lucruri care vă aduc stabilitate, dar vă fac să vă pierdeți. Da, știți, hai să fac curățenie, hai să fac aia. Ok, o faci. Dar fă-ți timp, că sunt lucruri practice, monedele sunt chestii practice. Dar după ce faci un pic de curățenie, dacă o menții, e mai ușor de făcut, fă-ți timp și pentru o carte, pentru, eu știu ce, un studiu. Studia ceva, o limbă străină, eu știu, cum să creșteți albine, cum să faceți miere, cum să creșteți flori. Faceți-vă, da. Ia. Exterior, ia uite, cineva căsătorit, clar. Sau un profesor, poate cineva care a fost profesor de ceva. Nu neapărat, mare preot în principiu, o figură foarte interesantă și impunătoare. Acum, profesorii au și diferite grade. Un profesor, poate a fost profesor de engleză sau a fost profesor de parașutism, glumesc, măcar. Deci am dat exemplu, poate să fie cineva care a fost profesor și vă influențează într-un fel sau altul, dar pentru foarte mulți acest personaj care vă influențează poate să fie un personaj căsătorit. Și din cauza că e căsătorit, e într-o legătură contractuală, nu spirituală, contractuală cu cineva, nu poate să vă ofere vouă și uite așa, s-a creat, da, 5 de cupe, 5 de spade, iar 5, da? Dar 5 înseamnă și creativitate, așa, dar transformați toate lucrurile astea. Cineva, era o vorbă, dacă cineva vă dă lămâi, faceți limonadă din ele. Dacă nu știți să desenați ca mine lămâia, măcar faceți limonadă. Exterior vă influențează. Eventual, dacă nu e un personaj căsătorit, nu e nici profesor, cineva care vine dintr-o anumită, are o anumită educație, o anumită cultură. Nu zic musai că e foarte educat, nici că e foarte cult. A fost creat într-un anume sistem de reguli. Foarte strict posibil și din cauza acestor strictezi vă influențează și pe voi. Rămâne de văzut la clarificări. Opa, 2 de cupe. De ce în poziția fricilor? Pentru că aveți impresia că nu o să vă găsiți sufletul pereche. Păi dacă stați în energia asta, cine vă pune? Eu nu vă pun. Eu v-am îndemnat tot timpul să fiți puternici, să fiți creativi, da? Și să vă ridicați. Păi, nu se poate așa ceva. Și dacă suferiți pentru sufletul acesta pereche, să știți că mai aveți și alte suflete perechi. Nu este singurul suflet pereche. Avem multe suflete perechi. Și sufletele perechi sunt și prieteni, nu doar iubiță, iubite și da? Ce vă doriți? Ia uite, puterea. Vă doriți putere? Vreți să aveți putere? Ia ziceți odată cu mine. Vreau să am putere. Sunt puternică. Sunt puternică. Îmi pot transforma viața conștient. Da? Pentru unii dintre voi. Ce reușiți să faceți? 9 de cupe! Bravo, bravo, bravo! De când vă zic eu? De luna trecută și nu mă credeți. 9 de cupe. Mergeți de la 8 către 9. Doamne ajută! Cu fi februarie, cu fi martie, dar faceți odată transformarea asta, măi, dragii mei peștișori. Repet, știu că nu e ușor, dar nu e imposibil. Extraordinar și soarele. Steluța și soarele, ce frumos! Da, în momentul în care începe să vă iubiți, începe să radiați și radiind atrageți. Atrageți oameni care vă vor iubi. Da, știți, e o chestie, știți, până la urmă. Din păcate, oamenii, aici adevărul, oamenii nu ne iubesc pentru ceea ce suntem, ci pentru ceea ce le oferim. Asta e, face parte din viață. Sunt puțini oameni care ne iubesc cu vulnerabilități, cu răni, sunt foarte puțini. Da. Trecând peste asta, în momentul în care străluciți și vibrați și aveți succes, vor fi oameni doritori să fie în preajma voastră. Da? Să se deschidă ca afara soarelui. Interesant. Cineva, probabil alții, unul, doi, eu știu câți vor fi oameni, se vor deschide în preajma voastră. Dacă vă iubiți, repet, radiați. Unii dintre voi iubiți mâncarea picantă?
Așa a venit o chestie, un mesaj, valetul de cupe, da, așteptați. Iar căsătoria, familia, cultura, tradiția cuiva care v-a creat confuzie la care visați și așteptați ceva, niște scuze, dacă așteptați scuze de acasă, din casa voastră, eventual. Rămâne de văzut. Dar trebuie să munciți, să vă eliberați aceste coșmaruri de griji, să munciți, faceți-vă, băi, decât să stați, băi, nu se poate așa ceva. Decât să stați pe gânduri și să vă stresați, faceți-vă mai de lucru, citiți o carte, faceți un goblen. Dacă nu știți să pitați, luați un goblen și meșteriți ceva. Temperați-vă, vindecați-vă, echilibrați-vă emoțional, da? Ca să ieșiți din această confuzie, pentru că aveți multe opțiuni. Decât să stați în confuzie, alegeți din multele lucruri pe care le puteți face să vă implicați total, da? Cu pasiune în ceva și să vă transformați viața. Și, dragii mei, interesant, puteți să aveți și abundență financiară în noul hobby descoperit. Însă, trecând peste chestia asta. Posibil cineva... Dar nu vreau să vă creez prea multe iluzii. Iluzii, da? Confuzii. Cineva posibil să vrea să fie alături de voi mult timp de acum încolo. Rămâne de văzut când se manifestă această comunicare, valetul de cupe. Rămâne de văzut. Hai să și clarificăm. Hai să clarificăm 8 de cupe. Clarificăm, Sfinte Duh, te rog frumos, 8 de cupe. 8 de cupe pentru peștișor. Posibil în sufletul vostru cineva v-a părăsit și voi stați și plângeți. Dar dacă v-a părăsit, înseamnă că au niște motive. În primul și în primul rând trebuie să se regăsească. Prin suferință, prin bucurie, treaba lor trebuie să se regăsească. Și atunci dacă ei v-au părăsit. Asta e. De-aia zic, n-aveți hobby-uri, e greu? Că dacă aveați hobby-uri, ați fi zis, că e ok, am mai mult timp de mine, am timp să citesc, am timp să descoper. E altceva. E altceva. Când ai preocupări, iau-te, v-a părăsit, iau-te, a mințit, trebuie să vă vindecați. Ori a fugit. 7 de spade, 4 de spade. Trebuie să vă vindecați, să vă, da? Să vă detașați emoțional și vă puneți în ordine gândurile, da? Pentru că cineva a fugit de voi. A fugit, astea, dacă a fugit, a fugit. Probabil că ați blocat comunicarea. Pentru că ei nu știu să aleagă. O fi și distanță între ei, între voi. Nu știu să aleagă, nu pot, nu știu, nu se pricep. Lăsați-i până se trezească, eu știu, ritmul lor se trezească. 5 de cupe, provocare. În primul rând, vindecați-vă, asta e eremitul, doamne, eremitul, varianta mică. Rugați-vă, meditați, faceți yoga, faceți ceva. Nu de alta, dar dacă nu faceți, riscați să vă păcăliți. Aici e deja autosabotaj, pentru că e la nivel foarte intim, în sufletul vostru. Mai ce faceți? Mai. 5 de cupe, clarificăm. Nu-mi place să văd chestia asta. 5 de cupe. Întrebare. Provocarea 5 de cupe. Eliberați-vă repede de cei care v-au păcălit sau au fugit de voi sau au fost prea reținuți, nu au exprimat, 4 de spade stă și se gândește până vorbește, că ce baba cu cola, scuzați-mi expresia. Oameni, da, mai iau împărăteasă. Ori fi frumoși, ori fi, eu știu cum, poate plângeți. Să de cupe. Da, această legătură dintre voi și acest personaj este misterioasă, este secret, este un secret, pentru că sunt multe responsabilități în viața unuia. Poate și copii. Ia uite, copil,
familie, job, responsabilități și atunci această legătură trebuie să fie mai în secret pentru unii. Dar hai să mai dăm o dată, totuși, pe împărăteasă. Ce pot să zică pe această împărăteasă? Poate aveți două personaje, unul care fuge și unul care își dorește creștere cu voi și voi nu vedeți chestia asta pentru că stați în vibrația celui care n-are has no boys. No boys. N-are sânge în vene. Împărăteasă, te rog frumos, provocarea. Hai, te rog frumos. Împărăteasă. Ah! Asta era? 9 de bute. Vă blocați abundența dacă stați în energia asta. Mare grijă. Vă blocați abundența. E o situație. E o judecată, roata norocului și moartea. Ați vrut să comunicați? Dar cu acest rege de spade, poate, unii dintre voi, ați tot sperat, poate să fie frumos, speranță, 10 de cupe, ați sperat, poate să fie frumos cu acest rege de spade. Un personaj foarte rece, în felul în care se exprimă. Deși s-a simțit bucurie, între voi doi, voi simțați bucurie, dar au fost și confuzii. Probabil că v-a spus unul pe altul, într-o formă sau alta, în 3 de cupe. Care au pus pe celălalt, voi știți. În 3 de cupe pentru un triunghi amoros. Unul a fost mai confuz decât celălalt și asta s-a creat. Și la 3 de cupe pot să fie prietenii, băutura, nu neapărat un alt personaj. Da? Ați încercat să comunicați, eventual să recreați ceva, să schimbați energia, dar energia deocamdată este death. Moarte. Deocamdată. Sau atunci, în fine. Să mai vedem. Asta mă face să clarific și trecutul 5 de spade. A, nu, altă nu vreau să intru prea mult în trecut. 5 de spade. Unii dintre voi s-ar putea să aveți în paralel un blocaj, într-un fel sau altul, față de mama voastră. Și din cauza aceasta să plângeți. Dar dacă adăugați suferință la altă suferință, nu faceți nimic. În ce sens? Voi dezvoltați această idee, da? Interesant. Ați văzut că e posibilă o victorie? Unul a sperat că se poate manifesta un început, celălalt s-a jucat mental. Interesant. Îndrăgostiții. O poveste de dragoste, da? Dar care se manifestă cu foarte multă răbdare și în timp, probabil. S-a manifestat. Poate s-a manifestat deja răbdare. Da. Cât să manifestați? Asul de spade. Ați încercat ceva? Unul a încercat și celălalt s-a jucat mental. Sau unul a încercat și celălalt a avut conflicte interioare mentale pentru că mai sunt alte persoane, de alte familie, da, cunoștințe în joc și asta e. Poate nu s-a jucat mental, dar nu a manifestat astfel împreună cu voi. Pentru că sunt invidioși, sunt alte chestiuni în joc. În joc. În poveste. Clarificăm regina de spade. Interesant, acest as de spade îmi spune că în ultima vreme, să zic, e trecutul, ați înțeles că există conflicte. Că se joacă cineva mental, că există conflicte, că fuge, că nu... Sau dacă nu se joacă conștient, o face altfel. E o situație conflictuală, ați înțeles. Și asta e victoria. Asta vă duce către regina de spade. Dar hai să vedem regina de spade în prezent.
7 de cupe. Poate mai visați la un semn de aer? Sper că nu. Pentru că v-a lăsat în frig. V-a lăsat, v-a părăsit. Vine foarte greu și i-a produs această separare turnă. Dacă visați la acest semn de aer, la un semn de aer care a manifestat 5 de spade, eu sper că nu. Visați la alte semne de aer, dacă vreți, care manifestă asul de spade. Poate sunt două personaje, poate, da? Poate să fie și asta. Aveți grijă. Că aveți de ales, interesant. Iar aveți opțiuni, selectați oamenii înțelepți, oamenii corecți, oamenii adevărați în prezent. Dacă aveți confuzii, analizați bine cu gândul, da? Puneți mintea la contribuție. Dacă aveți confuzii, tăiați confuziile, faceți claritate în confuzie, apropo de 4 de spade, meditați, gândiți. Da? La cei care v-au mințit. Pentru că, în general, mai dăm o carte, totuși, în prezent. Ce e 7 de cupe pe regina de spade? Te rog frumos. Mai dăm o carte, clarificăm 7 de cupe pe regina de spade. Pentru cine citesc acum, nu știu. 7 de cupe pe regina de spade. Judecată. Judecați, măi. Între iluzii și adevăr, judecați. Posibil. Încercați, vreți, ați vrea să renașteți o situație cu cineva. Ori ei, regina de spade, visează la voi și ar vrea să vă împăcați, ori sau să vă transformați, să renașteți. Că judecată înseamnă renaștere, nu doar împăcare. Da? Să vă ascultați intuiția, unul, altul, vedeți unde sunteți. Da? Posibil. Depinde. Poate unii pești au încercat să vorbească cu acest personaj și s-a manifestat și mai multă confuzie. Dar există dorința cuiva, ora voastră, ora reginei de spade, în cazul în care nu vă regăsiți, dar eu mă regăsesc ca regina de spade foarte bine, ca în planete în semne de aer destule. Unul dintre voi, aer-apă, vrea să discute ceva, să mărturisească, interesant, să mărturisească ceva și să încheiați un capitol în care, da, să discute, să aducă claritate într-o confuzie. Poate cineva vrea să vorbească cu voi, interesant, ar fi bine, ca să vă eliberați de confuzie, interesant, 7, 8, și nou, posibil această discuție, dacă aveți o discuție profundă cu cineva, ar putea și 6 de cupe, sufletul pereche, da? Un suflet pereche, 6, 7, 8, 9. Și aici e 10, de fapt. 10 și 2 aici, în fine. Hai să vedem 4 de bâte în viitor. Poate unii în trecut ați avut în preajma voastră două semne de aer sau cineva cu marcaj puternic. Poate să fie orice alt semn, dar poate are ascendent, poate are nodul nord, poate are lună în semn de aer, știți? Dacă știți că voi vă fixați doar pe soare, majoritatea, din păcate. Iac. Valetul de bâte, de ce a ieșit de spade? Probabil vrea cineva, vă și urmărește și vrea să comunice. Valetul de bute și îndrăgostiții. Interesant. Și îndrăgostiții și 4 de bute sugerează o flacără geamănă, un suflet pereche, dar și între voi există atracție. Atracție foarte mare. Cineva vrea să comunice despre această atracție și să puneți bazele unei relații, prietenii, colaborări, poate chiar poveste de dragoste. Veți trăi și veți vedea. Vrea să vină cineva, justiția. 6 de cupe, 10 de cupe. Interesant. După o perioadă de stagnare. Probabil că aici e noua viziune a cuiva.
Noua viziune a cuiva. O persoană foarte creativă, de altfel. Ba chiar o steluță, stea. Iar mi-apare, domnule, stea de cinema. Ce aveți? Ah, cinema, de cinema. Ah, poate nu o fi de cinema, dar e o persoană cu o carieră strălucitoare, să zicem. Încrezătoare, frumoasă, spectaculoasă. Între voi a fost stagnare sau poate n-a fost nimic. Dar în această perioadă, poate aceste lucruri sunt ale persoanei cu care veți discuta, care într-un fel sau altul e în sufletul vostru, acest personaj, conștient sau inconștient. În fine, acest personaj are o revelație, înțelege că de fapt voi sunteți suflete perechi, că voi puteți să fiți fericiți, nu vreau să vă creez iluzii, dar asta începe să simtă, să înțeleagă cineva, da? Și vrea să facă dreptate, vrea să vină în echilibru justiția. Nu zi, musai că e balanță, poate are planete în balanță și vrea să acționeze, dar sigur nu are Marte în balanță, sigur, pentru că cei cu Marte în balanță nu sunt așa de acționare, un Marte în semne de foc. De-aia apare și Soarele într-un fel sau altul. Are Marte în semne de foc. Cei cu Marte în balanță nu acționează așa clar. Dacă le cunoașteți hărțile natare. Hai să vedem. Doi de monede. Sfatul. Da? Interesant. Alegeți moneda strălucitoare. Eventual alegeți steaua. Da? Persoana vibrantă. Pentru că dacă e vibrant, dar ca să alegeți această persoană și voi trebuie să vibrați cât de cât în consens, da? La unison, cât de cât ca ei. De-aia am zis, trebuie să vă transformați emoțional. Să nu vă mai păcăliți, pentru că șapte de spade și înseamnă autosabotaj, da? Vă păcăliți stând în anumite, în preajma anumitor persoane. Și e tendința peștilor. Dar când știți că aveți această tendință, dragii mei peștișori, vă rog, faceți-vă timp pentru alte lucruri. De exemplu, eu am Neptun în casa a cincea. Când știu, când mi-am citit harta natală prima oară, am înțeles de ce am avut atâtea. Bine, la perioada respectivă câteva decepții. Și am zis, ok, nu mai vreau decepții. Și atunci ce să fac? Eram deja pe calea artei și mi s-a confirmat că alegerea pe care am făcut-o în artă a fost foarte bună, având în vedere acest Neptun în casa 5, a creativității. Neptun ajută, da? Voi, trebuie să vă înțelegeți și voi harta natală, să vedeți unde vă păcăliți. Poate aveți Neptun în casa 7, relațiile de lungă durată. Poate aveți Neptun în altă parte. Aici este, da? 7 de spade poate să fie foarte bine, nu doar ăsta Neptun 7 de cupe, dar și 7 de spade. Tendința de a atrage oameni care nu vor să se implice. Dar aici este vindecarea și lecția tuturor, dragii mei. Măi, hai, doi de monede. Te rugăm, Sfinte, dă-ne clarificare pe doi de monede. Avem nevoie de sfaturi cât mai iaute. Regina de Vânte, alegeți. Fiți încrezători în voi, în primul rând. Alegeți să străluciți, alegeți să vibrați. Stați la soare dacă vă permite vremea, dacă sunteți, eu știu pe unde. Doamna Anca, unde sunteți? Dacă aveți soare, stați la soare. Luați, oh, iubire, luați-vă o pisică neagră. Am avut-o pe Merlin, de-aia sunt zgâriată. Am avut-o pe Merlin, a lăsat-o câteva zile să se liniștească, că este la primul ei estru. Alegeți oameni vibranți sau alegeți să fiți vibranți. Da? Alegeți să fiți vibranți. Alegeți creativitatea. Apropo de ce am zis cu șarpele și cu creativitatea, alege să... Altfel, cum puteți să stați lângă soare dacă nu sunteți și voi așa, măi, peștișori? După o separare pe care ați avut-o, cineva o să vină, încet, dar sigur, înspre voi, cu niște pofte. Mare grijă, mare grijă, mare grijă. Acum, alege să fiți creativi. Și dacă sunteți regine de Vânte, cineva va comunica cu voi pe același limbaj, creativ, plin de optimism, da? Mai, luptați cu voi, cu tendințele astea, luptați. Apropo de 5 de spade, luptați pentru adevăr, pentru că asta înseamnă și lupta. Luptați pentru adevăr, luptați pentru transformarea voastră. Mai, interesant.
Poate aveți pe cineva sau veți întâlni pe cineva cu marcaj în semne de foc. Marcaj, poate e ascendent, poate e Marte, poate e Lună, da? Aceia sunt altfel decât cei pe care i-ați întâlnit. Interesant ce simt acum. Posibil, pentru că și împărăteasa e vibrantă. Dacă aici este energia masculină, aici este energia feminină împărăteasa. Interesant. Poate că în paralel cu suferința voastră, opa, așa ce simt, dacă aveți un suflet pereche pe care îl cunoașteți sau nu îl cunoașteți, mare grijă, de-aia a zis, nu e bine să stați în energiile negative. Pentru că undeva în lumea asta există un suflet pereche, măcar unul, da, care ne simte stările. Și dacă voi sunteți supărați, și acela e supărat. Dar 5 de cupe, interesant cum a venit mesajul. Și poate acest personaj este perechea voastră divină și nu poate, este blocat. Nu poate să, înțelegeți, măi, dar ce fior am, înțelegeți, nu poate să vină spre voi din diferite motive, inclusiv energia aceasta negativă. Da? Așadar, ridicați-vă, măcar de dragul acelui suflet pereche. Cunoscut, necunoscut, care vă simte stările și... Nu, n-ar fi, nu, nu e de dorit, da? Aveți totuși o întâlnire cu o flacără geamă în viitor. Clarificăm împăratul. Da, v-ați separat de acest personaj. E o separare. Posibil să vină înspre voi, regele de, cavalerul de cupe. Posibil să vină exterior, să vină să discute. Iar posibil să discute ceva. Să renască, pentru că aici e judecata. Are legătură cu această situație. Profesor sau care vine, are o anumită educație, posibil pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi. Vrea să fie romantic cu voi, vrea să vă arate. Da, v-a lăsat, da. Se simte părăsit. N-a știut să aleagă. A preferat să vă lase pe voi singuri decât să renunțe ei la relația lor karmică, la bani, la eu știu ce. Da? Magicianul, valetul de spade, cavalerul de spade. A manifestat... O atitudine impulsivă, interesant. O atitudine impulsivă. La un moment dat, cândva a fost impulsiv în felul în care a comunicat cu voi. Clarificăm doi de cupe. De ce este, dragii mei, în poziția fricilor? Măi, păi dacă vă e frică, nu? Nici nu aveți parte. Trebuie să sperați, trebuie să vă rugați. Să aveți încredere. Să simți, să trăiți de ca și când aveți un suflet pereche care vă iubește. Opa, ia uite ce a venit. Exact ce am văzut mai devreme. Exact ce am văzut mai devreme. Vezi de teamă de acest suflet pereche? Că vă manipulează? Depinde cine este. Că vă urmărește? Că nu știți când vrea să comunice, că e foarte impulsiv, impredictibil. De ce vă este teamă de acest? De ce în poziția fricilor? Nu știți când vine să comunice. Dacă a fost o situație, iar are legătură cu turnul de aici și eventual și cu cele din prezent. Sau, repet, poate sunt două personaje cu marcaj în semn de aer. Marcaj, repet, nu soare. Marcaj. Destul de diferite. Unul vrea victorie și altul a creat conflicte. Pentru că dacă aveți planete în semne de aer, atrageți acolo niște personaje și voi. Da, vă este teamă pentru că acest personaj suflet pereche, îi plac petrecerile, are bani, are statut profesional, financiar foarte bun, dar probabil că e mai strict, apropo de marele preot. Da, mai strict, mai rigid. Are responsabilități, are familie, probabil, sau un job responsabil, un job cu multe. Când vrei să faci bani, ai și multe responsabilități, da, logic. Dar omul își mai face timp și de distracție, că e singura variantă prin care se mai, în loc să se roage, sau, bine, acum toată lumea se roagă, da?
În loc să își caute hobby-uri sau altfel de activități, preferă distracțiile, dar ceva s-a trezit în acest personaj. Rămâne de văzut, veți descoperi puterea. Ia uite, valetul de monede. Aici, să trebuie să aveți puterea să începeți ceva nou, să studiați, ce ați zis, măi? Să studiați ceva nou. Asta vă va da putere, un nou hobby, vă rog frumos, căutați un nou hobby, vă va da putere. Posibil, dragii mei, pentru că e în poziția dorințelor, dintre... Știți voi că e un personaj care nu are curajul să comunice cu voi. Vă doriți acest personaj să aibă curajul să comunice cu voi. Știți că nu are curajul să comunice și vă doriți ca acest personaj să comunice cu voi. Una, o variantă. Alta ar fi, vă doriți să fiți puternici și pentru asta ar fi frumos să începeți ceva, să manifestați practic transformarea voastră, cum am zis mai devreme, să vă schimbați energia. Acum, revin la primul mesaj, vreți ca cineva să-și facă curaj, să vină spre voi, să exprime ceva, să schimbe energia aceasta timidă, obosită, plictisită, ați vrea să vină spre voi. Da, vreți. Probabil la distanță acest personaj. Mai dăm o carte pe valetul de monede. Dar mie îmi plac și celelalte variante în care voi trebuie să fiți puternici și să descoperiți ceva. Să începeți să studiați. Valetul de monede. Mai dăm o carte pe valetul de monede și iau de ce lângă am făcut etalarea pentru peștișori. Până la urmă am clarificat cam toate. Hai. Valetul de monede. Te rog, Sfinte, dă-ne răspunsul la întrebări. Valetul de monede. Ce își doresc peștișorii? Interesant, păstrați-vă scutul. În această nouă transformare, păstrați-vă scutul, eventual. Vedeți că n-are curajul? 8 de monede. Dacă începeți un hobby și investiți timp, energie, wow! Hobby-ul acela vă va duce către independență, 8 și cu 1, 9. Aveți puterea. Îndrăzniți. 2. Probabil că vă doriți ca un personaj să-și facă curaj, să vorbească cu voi și să se implice în relație cu voi. Dar, ia uite, împăratul, diavolul. Acest personaj vine greu, justiția. Are niște contracte. Dar are și multă dragoste. Regele de cupe. Despre care posibil cineva despre care nu știți foarte multe. Poate că unii dintre voi intuiți. Intuiți că e cineva puternic. Unii dintre voi care sunteți mai așa, intuiți că e un personaj puternic care își dorește să vă cunoască să, și să lucreze cu voi. V-am zis, sunt mai multe mesaje. Acum. Vrea cineva, da. Cineva vrea să fie în preajma voastră. Să colaborați. 9 de cupe. Dar trecând peste acel personaj, v-am zis, independența vă dă stabilitate. Independența vă duce, eu știu, într-un anumit timp, depinde ce vârstă aveți, către împărat. Către oameni puternici, către stabilitate. 9 de cupe, te rog frumos. 9 de cupe. Conflicte, da, ieșiți din tăcere. Cineva iese din tăcere. Se luptă. Se luptă. Să iasă din tăcere. Remitul invers și 5 de bâte. Ar putea să fie și varianta voastră, în care voi ieșind în această stare negativă, ar fi minunat, ieșiți, ați găsit răspunsurile, da? Ați găsit răspunsurile la aceste conflicte interioare și răspunsul este dragoste față de voi înșivă. Și această dragoste față de voi, satisfacții, bucurii, va aduce soare. Trezire, e o trezire, poate să fie, Doamne ajută, pentru unii trezire. Pentru alții, va apare cineva, un cavaler care vă dorește astfel de monede. Dorește o colaborare cu voi, dorește o relație, va apare ceva nou în viitor.
încă într-o stare nevăzută, pentru că voi aveți ceva de lucrat unii dintre voi. Cinci de putere. Da, cineva vrea să iasă din tăcere și să se lupte. Cinci de pute se lupte pentru șase. Pentru victorie, da? Pentru că speră că veți fi împreună. Va fi. Ceva, ceva este. Perioada asta este doar să lucrați cu voi. Că dacă nu lucrați, nici nu se întâmplă nimic. Degeaba povestim aici la... Cred că și eu și alte colege. Degeaba povestim dacă voi nu faceți lucrarea voastră. Dragii mei, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Nu uitați că soarele e pe aici, în preajma voastră și în sufletul vostru. Soare în suflet, numai bine. Închide-te.